Bună ziua la un nou uh, episod al podcastului meu, Avangarda pionozul Lupescu. Astăzi am uh, bucuria să l-am invitat pe actorul, regizorul, scriitorul Mihai Mălai Mare. Domnule Mare. Mulțumesc mult <laughs> că ați acceptat invitația mea. Mersi cu drag. Am uh, am citit zilele trecute o carte foarte interesantă, ultima carte pe care a scris-o la editura Rau, Teatrul Național, așa cum l-am iubit. De ce la timpul trecut? Pentru că dragostea durează trei ani, vorba lui Baby Bader, chiar trei ani descrieți în această carte, începuturile carierei de actor, sau pur și simplu el a trecut? De ce nu e la a, prezent? El a trecut pentru că dragostea mea pentru acel teatru național el a trecut ea se petrece, s-a petrecut într-un într timp uh, care a dispărut. Sigur, mi-e e foarte drag Teatrul Național, conceptul de, de Teatru Național e, și acum. Uh, mă reclam în continuare de la el. Eu, eu consider că experiența mea, uh, care se numește Masca, uh, a fost expresia revoltei mele uh, de junețe împotriva a ceea ce descoperise negativ oarecum în Teatru Național sau nu în conformitate cu, cu așteptările mele de, de tânăr hotărât să, să zdrobească totul și să reconstruiască. Dar eu nu m-am uh, lepădat uh, absolut niciodată de Teatrul Național pentru că uh, n-am putut. La Teatrul Național există uh, un metru pătrat de zid construit de mine cu mâinile mele. Moneyhalter ne-a dus în anul întâi, dacă nu mă înșel, era în 70 în 70. Ne-a dus pe șantierul Teatrului Național. Să vedem cum evoluează lucrurile șantierul să Șantierul de atunci. Da, da, să simțim oarecum spiritul teatrului în noi. Și era acolo un, un zidar care care tocmai luase o pauză de țigară. Și l-am rugat, măraș pe mine să pun niște cărămizi. Am Așa, mortarul era făcut, l-am pus eu ca lumea cum știu eu să pun. Și există un, un metru pătrat în zidul actual al Teatrului Național, care îmi poartă, îmi poartă umbra mâinilor și uh, scriam în carte că dacă o bombă atomică ar cădea peste Teatrul Național, din el ar rămâne acel metru pătrat. Pentru că a fost construit cu o dragoste uh, de nesfărmat. Care pe scurt pentru care pentru cei care nu urmăresc povestea sediului Teatrului Național. Vorbiți despre inaugurat în 1973. 1973. s-a construit Teatrul Național pe locul pe un maidan unde unde era altădată un circ cazat. Sigur, întâi s-a construit Intercontinentalul și apoi apoi a preluat Romeo Belea. și cu Romeo e un e o, e o poveste fabuloasă, Romeo Belea a, a fost numit uh, șeful uh, uh, Proiectului Teatrului Național la 29 de ani. Adică, un, un tânăr -o, uh, cu, cu o forță colosală. Dar tânăr, conducea o echipă de profesori <laughs> în jurul lui. Uh, și Valoarea nu așteptă număroinilor, nu? Asta, Cum se zice? Asta, asta este foarte adevărat, iar interviul cu, cu Romeo este, este fulminant. Romeo fiind el însuși un fel de istorie vie a dragostei față de, de teatrul național. Și poate cândva, cine știe, ar trebui scris o carte despre ce știe Romeo Belea în legătură cu teatrul național și teatrul românesc în general. Dar la Teatrul Național am ajuns fiind șef de promoție. Adică nu din vina mea neapărat, adică eu eu toată facultatea am discutam cu colegii mei că o să mă duc la Botoșani, o să fiu director la teatru. Eram atât de idiot, nu mi vine să cred. De parcă ei mă așteptau să mă pună director imediat. Și că o să schimb și că o să dreg și că o să o să pun teatru pe roate. Când la repartiție Toată lumea să aștepta ca eu să aleg Botoșanul, cum am promis și-și făcuseră niște calcule cumva, adică ăsta ia Botoșanul că e mai prost, și pe alți care vrem noi îi băgăm înainte. Și eu am spus scurt teatru Național. Și a fost o liniște uh, cum. Uh, mie mi s-a întâmplat dată să aud cum cade noaptea. Cade, face un buf și după aia, după aia e o liniște în care se pot aprinde stelele. Uh, așa s-a întâmplat. M-am ridicat și am șters-o și ceaușul, profesorul ceaușul, profesorul de, de economie și socialism mi-a zis pe la sfate bă, asta e alegerea corectă. Dar... Șeful uh, promoției din ce an? Uh, 73. 73. Eu cu Olga Mateescu. Și apropo de asta, generația noastră împlinește uh, acum 50 de ani. Iată, de, cu atât de mai mult discuția da, noastră uh, e necesară. M-aș încurat invitația tocmai pentru că ne-am propus să discut despre mulți din, ei, despre sunt, mulți din de ei sunt prezenți în această carte și în forma acestor interviuri. Uh, pomeni am pomenit uh, Olga Matescu, <laughs> Olga Matescu Cezara, Dafinescu, Cezara Dafinescu. Da, Mișu din Vale care e la uh, la Teatrul Mic, Emil Mureșan a fost la Teatrul Național și el din păcate a murit Țara, cu Dumnezeu să-l ierte. Uh, uh, pe urmă uh, Julieta Seni care este și ea, și ea cu noi, Lavinia Gemna, Puiu Pretorian, Sandu Bălan, Titi Băciui de la, de la Cluj, Maria Munteanu de la, de la, Cluj, Carmen Petrescu, soția lui Rado, care îi transmit cu întârziere la mulți ani, Radule. Ne-am ne constituit într-o într -o generație care chiar a vrut să schimbe ceva. Argumentele noastre erau, erau pertinente. În primul rând, se introdusese în teatru uh, uh, vorbirea Dan Nuțu. Era o vorbire așa, cam ca pe stradă. Cam... Lui stătea perfect, iar Dan Nuțu o, o metriza uh, într-un fel care, care îl, îl făcea aparte în rostire, dar tu ca spectator înțelegeai ce spune el. Restul bălmăjeau vorbele. Uh, noi aveam un reper fabulos, care era Marcela Rusu, care avea o rostire dumnezeiască și nu numai. La Național, a, a, asta a fost chestiunea teribilă, pentru că din timp... Baranga, cel care, a cărui piesă, una din cele două piese care s-au jucat la redeschidere, da, uh, da, da, s-a da, jucat da. apus Pus de Soare și o piesă a lui Baranga. Baranga da. Simfonia patetică. Simfonia patetică, o, o bucată din ea. Uh, la Teatrul Național, însă, din secunda în care am intrat pe poartă, din clipa aia m-am simțit ca uh, uh, aparținând Teatrului Național. Nu știu de ce, așa a fost. Și pe de altă parte, uh, pe parcursul anilor, am descoperit, apropo de, de Doamnele și de rostirea asta, că absolut toate. De la Aura Buzescu, trecând prin Marcela Rusu, prin uh, Simona Bondoc prin, știu eu, să, să, vin mai, mai... Ilinca Tomoroveanu, Olga Delea Mateescu, Tamara Crățulescu, dar și, și Draga Olteanu, ca să mă duc în, în, direcții cu totul opuse, aș zice, aveau același tip de rostire. Era o chestie care se transmitea osmotic. Adică o învățam unii de la alții, o preluam unii de la alții. Care ne făcea... profesorul care va a influențat pe noastră? Era, e, ca să-mi închei ideea, era ca și cum purtam uniformă. Și eram foarte mândru de uniforma mea, de teatru național. Vreau să spun că mergeam la radio dimineața. Ne întâlneam actori din toate categoriile, din toate teatrele. Cu noi era ceva special. Uh... Au fost foarte mulți, și, și uh, trebuie să, să vorbesc, uh, sigur, inevitabil de Monica Lertă și de Zoe Stanca, de Geta Angeluță, profesorii mei de la clasă, care erau extraterestri, oarecum. Adică au făcut ca trecerea noastră de la liceu, unde era clar o. o o relație ex catedră adică era profesorul, noi eram elevii. Prietenii au fost foarte rare în liceu cu profesorii, deși am avut profesori fabuloși și acolo. Ei bine, aici era, era ca și cum am venit în vizită la mătușa mea și la unchiul meu. Adică erau rude, sunt niște povești în cartea asta eh, legate de modul în care se purtau oamenii ăștia cu noi. Zoe ne-a chemat, de exemplu, la ea acasă, eh, în prima sau a doua săptămână, la masă. Tume, nu ne-am dat seama, dar era un test pe care îl făcea ea cu noi și, în același timp, eh, era o lecție despre cum se mănâncă cu furculița și cuțitul. Cum se servește la masă? Cum se spală o farfurie? De exemplu, ne-a pus pe noi să servim ciorba pe băieți, să le servim pe fete. Ok. Și le-a pus pe fete să strângă farfuriile. Asta era în 69. Și Elena Albu, fledida, frumusețea, minunea de femeie, a luat o farfurie și a vrut să o pună peste alta. Cam cum facem noi acasă, adică le aduni pe toate așa. Și Zoia a strigat, nu! Și aia era să scape farfuria de mână. De ce, doamnă? Păi, dacă o pui acolo, trebuie să o speri și pe față și pe dos, tu nu dai seama. Și mai e ceva, zice, dincolo de asta, asta era o chestie pragmatică, nu prea era o mașină de spălat la vremea aia, știi? Dar, zice, trebuie să arăți respect față de cel căruia iei farfuria. Nu o iei și o pui peste alta. Nu, 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 trebuie să cumva să identifici și să, să personalizezi relația ta cu cel pe care îl, îl, îl servești. Colosal. Dar dincolo de asta, a stat la geam, a aflat târziu după aia, și ne-a observat cum traversam de la scala către ea. Și a fost foarte mândră că nici unul dintre băieții de la Cămin, care veneam și eram, eram destul de mulți, nu a venit fără un buchet de flori. Mai. noi mergeam cu niște tufe mari de flori în mână, toți eram mândri așa că ne ducem la, la, la zoe. Era o relație cu totul special. Da. Vă spune Constantin Dinulescu, într-un da. dialog care e cuprins în această carte, ieri, care a fost asistent al lui Demrădulescu, Bibano, da. cum îi spunea toată lumea, și spune a avut o clasă între șapte și trei 77 și spune însă trebuie să-ți spun că la ora actuală învățământul teatral a ajuns o parodie și de aici vine de fapt tot dezastrul teatrului românesc deja se simt lucrurile și eu cred că nimic nu mai poate opri distrugerea definitivă da, e corect așa să fie? așa e uh, în, într-unul din ani am predat la Hiperion o facultate care n-a n-a apreciat efortul pe care l-am făcut eu. Mm -hmm. Adică eu îi luam studenții și îi, îi, îi băgam la teatru, îi educam la teatru, zi de zi, în teatru, îi angajam în proiecte, jucau, îi plăteam. I-a durut în cod de chestia asta și m-au dat afară într-un mod jenant. Dar nu asta e problema. Uh, cu doi ani înainte de a... De a uh, sau cu un an înainte de a, de a se petrece ruptura asta, uh, niște... Adică uh, Ion Albu pe care l-a să țină un curs de acrobație la clasa mea, îmi spune, bă, Mihai, vină puțin la mine și vină la o oră să vezi că ceva, ceva nu e în regulă. Și zic, de ce? Bă, bă cred că trag chiulul. Cum adică nu-ți dai seama? Bă, e, e, un mod sofisticat în care o fac. Și atunci am zis, ok, zic, la ora ta eu mă duc în pod, că ei nu mă văd din pod. Și mă uit să văd. Și într-adevăr, Dom'le, săreau cu conițele alea, le pusese să sară de pe batută să facă rostogol pe, pe, saltea. Și alea, în mod invariabil, cădeau de pe saltea și începeau să se vaite ce dureri mari au. Și vin eu, cobor din pod și zic, care e problema? Păi, domnul profesor, ne, e, e, e periculos, e... Cum să fie, mă, periculos? Că alergi bani și te dai de-a de tumba, de-a curanca, pe saltea. Ce periculos să fie? Nu Niciun pericol. Uh, no, și așa zice, la, la un moment dat, una mai mai curajoasă, așa, domnule, să știți care e problema. Doamne, noi nu vrem să facem acrobație. Huh. Păi, de ce nu vreți să faceți acrobație? Păi pentru că noi plătim, noi dictăm. Era facultate privată, Nu, copii, zic, este într-o eroare maximă. Dar maximă, zic, voi plătiți ca să aveți șansa fabuloasă să faceți teatru cu mine. Nu ca să-mi dictați mie cum să vă învăț. Și am dat afară în secunda aia și l-am și, și anunțat pe ăla că probabil nu o să mai E marim. ultima acroboție. E ultima, da. La revedere. <laughs> Iată ce o promoție voastră era la Izvor, unde e Teatrul Bulandra? Uh, da. Acolo da, era. Acolo am făcut, da. Pentru că mi-am amintit și pomenindu-l și pe da anunțul, uh, actorul Răzvan Ionescu, care l-am avut invitat, a scris o carte foarte frumoasă despre actorii la Teatru Bulandra. Uh -huh. Se cheamă Ce mult v-am iubit. Cumva după da, da, da. un titlu al lui Zaharia Stancu. Mihai Male spune Teatrul Național așa cum l-am iubit. Deci uh, iubirea apare, relația asta extraordinară cu meseria ta și cu locul unde îți desfășori tu activitatea. Mai e iubirea aia care determina astăzi natura raportelor de muncă în, în România? Nu. Mai poți vorbi? Nu, eu, eu n-aș fi îndrăznit niciodată. Dar nu nu că, nu că m-aș fi temut, crede-mă, nu că mi-ar fi fost uh, gen. Nu, era o chestie care nu, nu intra în tiparele gândirii mele. N-aș fi îndrăznit niciodată să-mi bârfesc, nu să-mi înjur, să-mi bârfesc directorul. N-aș fi îndrăznit nici măcar să gândesc să gândesc fără să rostesc, adică în mine însumi, să gândesc rău despre Beligan sau despre Horia Popescu. nu, nu intra, nu, 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 era, erau incompatibile ideile astea. Ori, acum la despărțirea de Teatru Masca, unul dintre ei a venit și mi-a spus, te bagă în pușcărie. Mie mi-a zis, te bagă în pușcărie dacă uh, soția mea pățește ceva. Leșinase la un spectacol pentru că era foarte cald, mă, făcuse lipotinie. Dumnezeu, nu știu, sunt, te rog să vă crezi, am, am rămas fără... Poate ca Nicolae fără, fără, de vin. Nu, 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 e proasta creștere, e, e lipsa de repere morale. Uh, cum să spun? Eu, eu, eu de, fapt, de fapt, și re, refuz așa în mine să discut despre ultimele zile la Teatrul Masca. S-au purtat mizerabil. Uh, a, aproape că nu mi vorbeau actorii. Adică... Nu, Asta e totuși de necrezut. Nu, da. nu, 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 fa, nu, nu mimeze. Adică cum să se poate mizerabil da. cu fondatorul teatrului? Fondatorul cu, cel 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 care... cu, cel cu cel care a avut inițiativa și cu cel l-a impus în conștiința publică. Dar de uh... ce? Pentru că știau că nu o să mai fiți? Mă, nu știu. Și da. la noi când Un, știe cineva dintre, că pleci... O, da, una dintre actrițe aș și spus și era actriță importantă că e sătulă să mai joace în stradă. Iarăși. Siderant. Păi Dom'le, ăsta ai teatru. Pentru asta l-am făcut. Programul estetic al teatrului acestuia este tocmai să joace în stradă. Să joace pentru oamenii ăștia. Cum să-ți pierzi reperele morale și artistice în halul ăsta? Uh, am să scriu o carte despre Teatrul Masca. De fapt, am să o continui pe aceea pe care am scris-o. Uh, și Criu, cartea eu... se oprește cumva la momentul 90. Da, și... Probabil că mă voi referi și la aceste, mm. Pentru că am... s-a mai întâmplat ceva primarul Capitalei mi-a interzis spectacolul de adio. Nu mie, a interzis uh, 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 cum se cheamă, manifestările de pe Calea Victorie, între care era și spectacolul prin care eu mi-l luam la revedere de la teatru. Erau două la... reprezentații. Au fost două, am da? jucat doar pe una și pe a doua, la care el uh, insistase să vină. Adică mi-a -a, a și comunicat stafului teatrului, vin sigur, pregătiți-mi atâtea scaune, vin cu flori, vin cu... A, tu, tu, la Anulat pregăti. tot după care a, a dat. Ăla după, după care l-a suspendat. Relaț relația lui, nu facem, nu discuția Nu, nu, nu e una nu. culturală, dar, dar și politica e partea culturii și nu invers. Uh, relația lui cu teatele bucureștene în general, e una foarte, foarte da, proastă. Acum, să-ți mai spun un lucru. Uh, am, am două povești despre, despre relația vreunui primar cu, cu, cu teatru și cu mine. Uite, dacă uite povești, uite, uite, firea, firea, de exemplu. Uh, M-a detestat, adică m -a, m -a, cum să fie, făcea, făcea urticarie când, probabil, când auzea de mine. Nu știu de, din ce motiv, dar asta, asta o privește. Și a făcut, că, că se comporta așa era evident. Dar că a lovit în teatru asta este impardonabil. Adică, în mandatul firea, teatrul mascat, astea, astea sunt lucruri publice, a, a pierdut buget până la a, a ajunge în condiție de subzistență. În general a susținut teatrele bucurești. NL. Pe masca nu. Da, a susținut uh, a tăiat, și, a tăiat... și dacă faci o comparație uh, între mandatul ei și ce se întâmplă acum, lucrurile arată da, foarte Da, 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 categoric. Ar, Celelalte teatre au bugete, uh, cum să spun, nemiluita. Doar eu nu. Dar uh, nu înțeleg. Deci actorii teatrului masca se poartă rău sau, mă rog, s-au purtat rău cu fondatorul teatrului. Da, da, e E un, e, un, e un o care... cum putem explica? Nu știu, nu, nu, nici, nici, nu vreau să-mi explic. Îmi propusesem să nu vorbesc, dar așa s-a așa întâmplat. Vreau să mă detașez și să ajung la, la uh, relaxarea de a privi uh, aceste momente uh, cu zâmbet. Uh, nu e, nu e, nu e normal să vezi că nu ți se nu, nu ți se mulțumiri, nu întindere de mână, bă, un zâmbet. De la cineva căruia i-ai luat detașare pe viață pentru categoria întâi De la cineva căruia, pentru care noaptea i-ai sărit să-i salvezi copilul. Adică, de la, de, la, de la niște oameni pentru care eu am, am strunit propriile nopți ca să găsesc soluții noi, 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 mereu noi, pentru fiecare dintre ei problema de... este că vremurile de fapt vremurile s-au schimbat iar oamenii, și nu s-au schimbat în bine iar oamenii sunt tributari vremurilor din păcate dacă nu sunt destul de puternici dar revenind la la doamna Firea pe noi ne-au ropsit rău și, și pe mine și teatru. Uh, în schimb uh, declar public că o iert o iert acum la tine în emisiune uh, și uite de ce, pentru că S-a purtat fabulos cu un coleg și prieten de-al meu. S-a întâlnit cu Tudorel Filimon la un spectacol. Și s-a dus la el și la a pupat și i-a mulțumit în numele copiilor ei pentru rolul din La Bloc, că ei se uită la nu știu ce. Da. Și Filiche îmi zice, băi, și-am avut curajul să-i să bag pe sub mână un, un, un memoriu, zi, pentru că îl, îl dăduse afară din casă, banca îi furase, îi, îi luase casa, nu știu cum. A fost o chestie, era destul de nefericit așa. Bă, și firea i-a dat casă. I-a dat casă în două săptămâni, undeva în centru, și a și spus, uite, vreau să, să, să pentru rolul pe care l-ați făcut, pentru bucuria copiilor mei, să aveți parte de o, de o, de o bătrânețe liniștită. Doamnă Firea, te iert. Pentru ce ai făcut pentru Filiche să fie iertat? Că vorbim de, de directori. Vorbiți foarte frumos despre, despre Radu Beligan, lucru destul de rar. În general era să da. vorbești frumos. El este artizanul al celei perioade, totuși, din uh, anii 70-80. Lui se datorează evoluția bună a Teatrului Național? În mod sigur. În mod sigur. Sigur, ei erau, ei erau Radu cu, cu Horia, era un cuplu foarte straniu. Foarte straniu. Un fel de yin-yang, dar nu, nu chiar în sensul chinez al cuvântului. O mai șchiopătau pe aici-pe acolo. Dar se completau fabulos. Aveau în plus un secretariat literar tulburător și între noi fie vorba dacă analizezi repertoriul teatrului național și îl raportezi la vremurile respective stagiunile astea sunt formidabile 73, 74, 75 noi am avut un repertoriu subversiv cât încape gândește-te în perioada aia se juca la noi Caligula se juca asta cum se cheamă harap alb cu flămânzilă cu gerilă <laughs> de generoasa fundație. Uh, Romulus cel mare era tema uh, 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 renunțării la tron din partea, unui, din partea unui împărat. Adică lucrurile care se spuneau la Teatrul Național erau mult mai subversive și mai puternice decât cele care erau clamate la Teatrul Mix sau la Teatrul Bulan. A fost foarte contestat după Revoluție, s-a reproșat uh, coabitarea cu, cu Regimul. Uh, și vorbiți, descrieți niște episoade într-o ședință de demascare. Da, o mai ședință mai. ca în anii 50 în care niște loaze, niște ne-i ca nimeni, niște figuranți în fapt, dar nu numai, nu numai, pentru că actorii mari au avut două atitudini, în opinia mea, la fel de vinovate. Fie s-au raliat loazelor, vezi, Hudac și Țuca Cercel, fie au tăcut. Cum să taci, mă, când unul, un figurant, un anemic, un, 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 un oarecare, îl arată cu degetul pe Radu Beligan, care e teatrul românesc, oricum mai dau în persoană și îi spune comunistule, cum să taci? Păi vreau să spun că acolo atitudinea cea mai demnă a avut-o cine crezi? Un securist. Adică șeful de gărzii personale al lui Gheorghe inginerul Gheorghe Vasu, care era directorul adjunct tehnic al Teatrului Național, s-a ridicat și a zis: apoi în condițiile astea, n-aveți nevoie nici de mine, pentru că eu nu mă dezic de Radu Berigan. Și cel mai dur cine a fost la adresa lui? Hudac, dintre actorii, actorii importanți. Dar la Hudac nu era de mirare. Hudac fusese ales secretar de partid cu vreo 2 ani sau 3 ani înainte și era de o, de o virulență inacceptabilă în ședințele de partid. Și culmea, uh, uh, parcă mai, mai uh, zgomotoasă și mai răutăcioasă, era tăcerea celorlalți. De, au fost vremuri de care nu vrem să ne amintim, dar, dar, uh, faptul că Radu Beligan era Radu Beligan a făcut ca în teatrul național tezele din 71 să nu pătrundă atât de, atât de violent. A făcut ca Teatrul Național să poată să facă turnee afară și am făcut turnee afară uh, și nu numai în, în uh, țările pactului de la Varșovia. Uh, faptul că era Radobeligan a făcut ca noi actorii de acolo să avem cele mai bune condiții de muncă și de training și de repetiție din tot teatrul românesc Păi, dacă asta se uită atât de ușor atunci eu cred că e vorba doar de un singur lucru de lipsă de caracter ori slavă domnului în meseria noastră caracterul este o pasăre rară așa încât nu mă miră că în, în 90 l-au făcut albie de porci niște nimeni dar Uh, ce este teribil și e demn de un film, e că după ce în, în sfârșit au, au, și-au vărsat toate frustrările, meșterul s-a ridicat, n-a zis nimic. S-a ridicat și-a luat pardesiul lui celebru și a plecat. A trecut printre ei, fără ca să spună un cuvânt, fără ca să se uite la cineva și a ieșit. Uh, știa, simțea, bănuia, că peste doi ani avea să se întoarcă, să joace până moare în Teatrul Național, dând cu tifla tuturor acestor nimicuri. Nu știu. Uite ce se întâmplă acum. Niște inși care, care la Teatrul Național ăsta, care l-au înjurat pe, pe caramitru pe trepte și l-au spurcat cum eu, ca director de teatru, n-aș fi acceptat pentru nimic în lume. Iar caramitru a tăcut după ce a plecat Caramitru, unul din pigmei ăștia nu s-a dus la minister să bată cu, cu pumnii în piept bă, noi l-am înjurat pe Caramitru nu vă mai băgați mizeria asta de ordonanță și în teatru s-a ascuns sub pat și mai e încă o glumă extraordinară pe care timpul o face cu, cu toată lumea care se, care se care e bolnavă de lipsă de caracter în teatru l-au înjurat pe pe purcărete, că prea ia multe premii. Și purcărete a zis, bine, eu nu vreau premiul, lăsați-mi, luați-l voi. E, băieți ăștia joacă în piesa pe care o pune purcărete la Național. Ha, ce vrei, răzbunare mai bună. Gertrude, după Radu F. Alexandru. Că vorbim de Ion Caramitru, cât se vede, cât contează lipsa lui din... Enorm. De la de la teatru, uniter, teatru, de la teatru, teatru din teatru, spațiul spațiu public nu mai are, nu mai are uh, punct de vedere. Nu mai are autoritatea. Păi, Mă există o poveste în, în, pe care mi-a spus-o Romeo Bela, Sensațional. Până și Caramitru, care era destul de... Voi fiind... ideologic pe, Noi fiind... În după, răsă, categorii, eu, dar nu, ca nu și contează. Mine, nu contează. Am să-ți povestesc și uh, uh, lupta noastră teribilă, uh, politică. Dar. Uh, Caramitru într-o zi află că uh, Ponta... Uh, urma să aibă o, hotărâre de, o, o ședință de guvern în care să se dă o hotărâre de guvern prin care se opresc toate cheltuielile uh, pentru că era, nu știu ce, criză și uh, inclusiv cheltuielile legate de terminarea Teatrului Național așa cum este acum. Ar fi fost un dezastru, adică s-ar fi dat niște bani pentru prezervarea șantierului, ceea ce înseamnă moartea șantierului, știm foarte bine. Și atunci Caramitru era, îmi povestea Belea, că era pentru prima oară când l-a văzut descumpănit și că nu, nu știe ce să facă și la un moment dat s-a a luat telefonul a sunat direct la, la uh, guvern, a zis uh, spuneți-i domnului prim-ministru că sunt caramitru și că îl rog nu prea o, o, obișnuia Pino să facă, îl rog să mă primească când o putea, câteva minute și a pus uh, telefonul jos a sunat imediat, era ponta, la telefon direct uh, uh, nu, nu peste câteva timp urcă-te în mașină și vină acum la mine S-a dus caramitru acolo și l-a primit ponta pe trepte. De-aia spun că nu mai sunt... Cine, îl, cine îi primește pe găinarii ăștia mai să fim serioși? Ăla era caramitru. L-a primit ponta și i-a spus care-i problema? Uite, domnule, zice, te rog frumos, amână ședința de guvern sau amână punctul ăsta până când ai să ai timp să vii să vezi șantierul Teatrului Național. Și după aia faci ce vrei. Zice, eu am fost ministru și știu ce înseamnă economiile și, și criza ăia. Și deci nu i-a spus uh, dă dăm bani. Nu și uh, Ponta a zis nu, 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 nu am în nicio ședință. Ne urcăm în mașină și mergem la Național acum. Și s-au dus la Național cu toată liota de zi, jurnaliști după ei că Ponta avea abilitatea asta de a-și comunica cum trebuie mișcările. Și s-au dus la Teatrul Național, au vizitat tot șantierul, după care i-a lăsat pe jurnaliști pe scenă și le-a spus, rămâneți acolo, eu mă retrag cu domnul Caramitru, cu domnul Belea și cu, și cu domnul uh, uh, directorul companiei care construia, să discutăm ceva. Și i-a întrebat, uh, vă ajung banii care i-aveți? Ăla a zis, nu. Cât v-ar trebui? Păi zice... Asta s-a uitat, era, îi prinsese la înghesială, știi, adică nu, nu puteau să, să înțeleagă între ei, s-au uitat unii la alții așa în ochi și atunci ăla, Badea, care la constructorul zice, Tume, sincer, Petreban. îmi trebuie, da, îmi trebuie cam, cam 90 de milioane. Bine. Le-a dat 150. În ședința aia de guvern, Ponta le-a dat în loc de 90, 150. Ca să aibă teatru pe care l au acum și ca să aibă vocația găinăriei de a-și înjura directorii pe treptele teatrului. Da, povestea, sigur, e mai de aici încolo, știu și eu. Și în, în aprilie 2015 eram guvernam și deschis da. cu înșirte mărgărită după Victor Efidiniu da, da, s-a da, 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 luat. Da. Uh, și într-adevăr este unul din, din momentele importante în ce înseamnă infrastructură culturală. Faptul că avem un teatru care arată uh, european uh, în 2023, deci în 2015 s-a redeschis, uh, e un lucru notabil, fără îndoială. Uh, dar de ce înjuratura e pare mai apropiată, pare mai naturală la români decât lauda? Decât, e, e mai ușor să înjur decât să lauzi, decât să apreciezi pe cineva atunci când face ceva bun. Dragul meu, nu mă, pot, nu mă pot rupe, din păcate, de chestia asta cu caracterul, cu educația primită în, în familie. Eu știu că tata mă pleznea dacă înjuram. Mama, mama era îngrozitor de tristă dacă eu îmi dădeam drumul așa băiețaș fiind la, la ceva în jurături. Și bunicul îmi spunea că uh, asta este o armă care trage după colț. Uh, tu îl înjuri pe unul, dar, de fapt, te înjuri pe tine și te, te, te expui unor, unor primejdii uh, incredibile. Uh, poate că unele familii n-au avut parte de astfel de părinți, de astfel de bunici, de astfel de... de uh, știu eu, relații. De-aia spun că vremurile, vremurile, astea care nu s-au schimbat de ieri, de, de, 30 de ani, ele s-au schimbat mai, mai, ceva mai, mai de încolo. Au construit, practic, generații care au manetat țara asta. Nu, nu, poți, nu poți gândi altfel când vezi niște politicieni acum că fac împrumuturi care, practic, subminează țara și, și următoarele generații, pentru 2-300 de ani. Și ei le fac ca, ca, cum să spun, ca și cum zic eu, hai să mergem la Ober. Spuneți că asta este o chestiune din trecut, e că este mai veche de mentalitate, Categoric. de educație. Cate... Păi, da, Aduți aminte, adu aminte că, de fapt, de fapt neavând repere, ne călătorind mult și ne, ne simțind, ne muncind afară și ne simțind cam cum stau, care sunt relațiile, noi credeam că afară e borcanul cu miere, că scâine cu covrigi în coadă și că numai comunismul este o nenorocire și un dezastru. Și, și, atunci era vorba aia. Noi ne facem că muncim, ei se facă ne plătesc. Adică trăgeam mâța de coadă, loveam sistemul din interior cât, cât puteam. Vă mențineți intenția de a mai intra în Teatru Național atunci când o să vă expire buletinul în 2065? <laughs> uh, am văzut un spectacol care... Nu că m-a întristat. Eu am mai văzut spectacole față de care am obiecții. Dar să vezi actori care rostesc amplificat cu lavalier pe sala mare pentru un actor al Teatrului Național este inacceptabil pentru rostirea pe care am învățat-o și de la Calboreanu și de la de la Bota și de la Petruț și de la Cozorici și de la Beligan pentru că Beligan se înțelegea perfect ce spunea nu pot admite că un actor pe, pe scena mare vorbește la lavalieră. Iar pentru un actor care, care pretinde, și eu pretind fără să mă laud că sunt un, un foarte bun actor de radio, să nu știi să vorbești la lavalieră, este absolut genant. Dar am, am o, o cum să cheamă, față de aceste generații, am am o circunstanță atenuantă. În anii despre care vorbesc eu în carte, eu făceam figurație la Național. Asta nu înseamnă că nu eram de dimineață până seara în Național. Dar nu aveam ce să joc. Era, hai, da, Maria ta, așa, Maria ta. Însă, la radio, eram zilnic. La televiziune, săptămânal. Și am să spun un lucru, o spun și în carte. Dome, nu mai veniți cu gogorița că comunismul. Și cum era capitalism pur în radio și la televiziune. nu îi invitau pe găinari nu-i invitau pe secretarii de partid, nu-i invitau pe șefii de sindicat să joace marile roluri la radio și, de la, și la televiziune. Ne invitam pe noi, ne invitau pe noi, ăia care eram buni. Dacă erai bun, aveai, aveai ce să muncești. Dacă nu, nu. După revoluție, când ați fondat Teatrul Masca la ce v-ați gândit? Care a fost ideea? De, de ce ați făcut teatrul ăsta? În primul rând, uh, ideea de, de uh, reformă nu m-a părăsit uh, niciodată și reforma în teatru întotdeauna pornește de la arta actorului, nu de la arta spectacolului, nu de la regizor, ci de la actor. Actorul este singura instituție care merită să aibă ca efigie șarpele care își mușcă coada. El este cel fabulos care creează un spectacol alături de regizor, scenograf, compozitor, coregraf. El este cel care primește aplauzele și el este cel care distruge spectacolul, finalmente. A existat o astfel de, de, de împotrivire la acest tip firesc de, de a trăi în teatru pe care a, a impus -o, a încercat să o impună ființii în a, a, oameni și șoareci. Uh, m-a chemat într-o zi și mi-a zis, mai, să joci din seară, că te s-a îmbolnăvit, stănesc, și, și zice, tu te la te să-ți dea textul. Bine, mai, știu, și, mai să știu, mai ai să fii în stare. Da, ce poate. Mi-a dat sechierul textul, mi-a căzut fața, erau fost trei pagini de text, înțelegi? Mă duc eu acasă, învăț, nu mi-au dat nicio repetiție, că Piersic era plecat, mă Nu, n-au putut. Seara aveam spectacol. Și m-am dus eu, am învățat textul, dar nu puteai să-l înveți. Trei pagini de text, oricât de tânăr eram și cu creierul la mine, nu poți să-l înveți decât dacă îți construiești într-un anume fel. Ori eu aveam experiența de televiziune. Și am zis, păi, asta e puțin. Ce? Că nu mai zis, măi, trebuie să stai, să stai cu curul în pat sus acolo și să spui poveste, să spui niște hâtii. Dom'le, cum să fac eu asta, să poate? Și atunci eu am transformat monologul ăla într-o altă piesă. Am sărit de pe pat, am jucat, ăsta era un tânăr care se ducea la un bordel. Am jucat-o și pe șefa bordelului, și parașutele, și toate alea, și ceașca de cafea. Și am luat trei rânduri de aplauze la sala aia de 1200 de locuri, după care am plecat, că așa mi-au zis, pleci după ca o singură scenă atât. Ăsta și ai plecat. Am plecat acasă. Vin, asta era duminică seară, vin luni. Portarul zice, vă așteaptă meșterul. A, oh, zic, te vorbiști că îmi dă o ciocolată. ce ai făcut nenorocit? Ce am făcut, meșter? Ai distrus spectacolul. Cum, doamne, am luat trei rânduri de aplauze? Da, asta mai lipsea să nu le a, Ființii nu vroia decât așa să stai în pat acolo și să turui textul. Nu o să-mi faci tu mie toate tâmpenile alea. Uite, Piersic zice, câte tâmpici și nebunie. Nu îndrăznește să, să facă ceva. În plus că ființii române. Și zic, miște, dai să vă arăt cum am jucat. Și am arătat eu acolo birou, a venit și, și Sanda Ulmen, secretara lui, au murit de râs, mi-au dat cafele, au, și Beligan zice, măi, uite, că bine, bine, mea, te, te felice și te dau afară din spectacol, că ăștia sunt cap nebuni la cap cu ființa lor. Deci, Ființii a lăsat cu limbă de moarte acest spectacol nu se schimbă pentru nimic în lume, indiferent cine ar intra și cum ar intra. Iar eu am încălcat uh, uh, principiul uh, maestrului ființei. De și din cauza asta m-au dat afară și pe bună dreptate. Ce Dar mi se pare relevant pentru tatăl Masca. Și cred că am și fost cu Iliescu la aniversarea 20 de ani. da au fost 20 de ani pe uverturi, acolo, într-o într gală a celor da. 20 de ani. Este o schimbare sau e un accent pus pe relația cu publicul. Să mergi, instituția de. Deci tu, tu ca teatru să fii prezent în mijlocul anului, să te duci, să nu aștepți doar să vină omul dacă ia sau nu bilet. Uh, dimensiunea asta socială, care este totuși pentru orice artist care se respectă, uh, ar, fun ar trebui să fie fundamentală. Că un actor un actor este, în opinia mea, un apostol. Uh, și el, uh, el nu, nu e un apostol în biserică. În biserică sunt preoții, e treaba lor. Ăsta e un, un apostol uh, în, în deșert, în, în câmp, uh, în cartierele mărginași. Eu m-am prins foarte repede că acest capitalism uh, avea să fie denumit de Iliescu de cumătrie peste câțiva ani perfectă dreptate având. Uh, m-am prins repede că nu e, nu e capitalism. Uh, și atunci am, am uh, uh, ținut cu dinții la ceea ce mă făcea să să mă pot uita în oglindă pe mine, care am părăsit Teatrul Național, să construiesc ceva care nu vroiam să fie Teatrul Național. Să joc în cartierele marginale, să joc pentru oamenii la care nu se mai gândește nimeni, să joc pentru oamenii la care nu se gândesc ei înșiși, pentru că au părăsit nevoia de a se adăpa la filonul cultural de parcă asta ar însemna doar așa, o despăduchere. Nu trebuie fără, fără cultură, murim. Nu? adică se usucă scoarța și creăm monștri. Ceea ce vedem acum, drogurile care au invadat școlile, oamenii care sunt omorâți pentru, pentru, că la volan avem sentimentul că suntem singuri când mergem pe, pe drum, astea sunt, 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 sunt lucruri care au fost posibile sau sunt posibile din cauza faptului că nivelul cultural al acestui popor este într-o scădere absolut dramatică. De ce spune Mălai Mare? Proștii sunt întotdeauna de ambele părți ale baricadei, să recunosc între ei, se sprijină între ei, se bucură între ei de orice ticăloșie mare sau mică. Când vorbim despre prostie, trebuie să... E obligatoriu, dacă suntem oameni civilizați, să vorbim întâi despre una pe care o tăinuim cu dragoste, propria prostie. O purtăm, o purtăm cu noi, ne facem că nu vedem, dar ea ne tasează vertebrele pentru că e pe măsură ce, ce trăim, avem nefericita șansă de a descoperi că nu e atâta cât am crezut noi. E chiar mai profundă. Bun, o dăm deoparte pe asta să zicem că, măcar dacă am recunoscut-o, într-un fel sau altul, putem fi considerați salvabili. Dar prostia este, este o, o boală socială sinistră. Și... Ea, ea se petrece cam cum se petrece în politică. De fapt, nu mai există niciun partid. De multe vreme. E, nu mai există nicio ideologie. Regretați că ați făcut politică? Nu. Sincer nu. Dar pot să spun că am eșuat lamentabil. Pentru că ceea ce am crezut eu că înseamnă politică nu are nicio legătură cu ceea ce am descoperit că înseamnă, înseamnă politică. E adevărat că Iliescu m-a prevenit. Era în perioada 96-2000 când noi lucram la, la sediu, pregăteam revenirea la putere. Și când s-a pus deja, era evident că vom câștiga, când s-a pus, dar să-mi aduc aminte să vorbesc de, de relația mea cu Carabitru vis-a-vis de Kalashnikov. Când, 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 era evident că vom câștiga și că CDR-ul va pierde, Uh, și am început să ne uh, agităm care pe unde ne ducem, uh, i-am spus președintelui Iliescu, dar m-ar tenta, înțelesesem că nu vrea să mă pună ministrul culturii, și între noi, fie vorba, am avut un noroc chiar că dacă mă puneam, mă mâncau aia fript. Uh, Așa să fiu deputat. A, ah, zice Iliescu, foarte bine. Și unde ai vrea să fii deputat? Păi zic, ce întrebare e asta? Acasă. Acasă, la Botoșani. Și nu nici vorbă. Ești prost? Te pun oriunde, zici. Aici, lângă București, ca să te miști mai rapid. Nu te du acasă. Nu te du. -a. E cea mai mare greșeală. Să fii deputat, așa cum ești tu, cum vrei tu să faci, la tine acasă. Dragul meu, nu m-a înjurat toată viața. Nimeni cum m a înjurat aia de acolo. Înțelegi? Și nimeni nu e profet în țara lui. <laughs> Sigur, categoric. Categorie. Și dar dincolo de asta, sunt că în jurăturile... Eu merg acasă cu plăcere în Dâmboviță, adică în sunt chiar, le... Chiar în le Da, 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 da le, 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 primești, le, le sau le, le, întorci. Nu contează. Dar să nu înțeleagă deloc demersul. Asta mi s-a părut uluitor. Dom'le, am, am zis, ce dracu' pot să fac eu? N-am -am forța lui Năstase, n-am -am persoasiunea lui Mitrea, care al minte, nu m-au vrut. Adică, erau amândoi într-un birou și eu le-am zis, dom'le, aș fi interesat așa să fiu deputat și Mitrea a zis, păi, du-te bă la președintele tău, să te pună deputat ce vii la noi? Asta era în 2000. Când, când, în aparență lucrurile erau... Care e lucru cel mai bun pe care l-ai realizat ca un politic? Păi e lucru, lucru, la care am renunțat până la urmă, dar care, sincer, își, își arată efectele. Am, am, determinat realizarea pe pietonalul botoșanean a unor manifestări culturale. Am făcut eu sumedenie de lucru astăzi, Actorii teatrului, instituțiile de cultură au redescoperit în pietonalul botoșanean un spațiu în care se pot exprima. Oare datorită mie? Eu așa cred. Dar chiar dacă nu, în orice caz, și eu am, am participat prin persoasiunea mea la chestia asta. Dar am, am zis, dom'le, hai să le fac, nu-i pot împiedica să fure, e treaba lor. Uh, acolo era un președinte de, 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 de filială care era în același timp și șeful cj ului și care se plătea pe sine printr-o altă firmă ca să dezăpezească județul. <laughs> era o hoție pe față, înțelegi? Iar ăștia la centru, inclusiv, inclusiv domnul Iliescu, să făceau că nu știu pentru că ăla aduce voturi. Bă, aduce voturi, dar e un hoț. Mai devreme sau mai târziu se va colora Moldova. Din roșie să faci albastru, zic, ascultați-mă pe mine. și s-a făcut, da. da venin, venin nu, la... dar să spun, să spun ce, ce, am făcut, mi-a ieșit și păstrez un gust amar. Am zis, fac un festival. Festivalul Usturoiului. La Copălău, la Botoșani. Uh, am făcut prima ediție 25.000 de oameni. Am făcut a doua ediție 120.000 de oameni Astea sunt uh, uh, evaluările înscrise ale poliției Să mănâncă mei. usturoi uh, La. <laughs> La a treia ediție I-am adunat pe primar și pe aia Și le-am spus uite care e chestia mă, vreau să facem o chestie cu totul revoluționar Zic de aici încolo Să aveți din ce trăi fără să munciți Vă fac festivalul vă învăț cum se face și de aici încolo faceți festival, dați-l dracului de, de cu agricultura și cu animalele și cu asta. Trăiți din festival. Oh, interesant. E cu uite care este. Facem, facem, o ediție tare, dar e tare prin faptul că vom vinde la ediție numai lucruri, branduri de copălău. Ce aia? Adică mărci de copălău. Cum ar fi? întreabă Păi vinul de copălău. Păi acru. E, nu știu, contează, mă. E un vin acru, e al vostru. Nu știți să-l faceți mai dulce, că asta e. Faceți-l acru. Numai așa. Acru și tulbure. ăsta e vinul de copălău. Punem marcă pe el și ăsta l vindem. Aha. Ce mai facem? Facem borșul de copălău. Păi noi nu avem un borș la copălău. Sunteți proști. Borșul pe care îl facem noi de cartofi, de barabule și cu fasole și cu toate alea, se cheamă de azi înainte borș de copălă. Și așa îl vindem. Vindem cârnații de copălă. Păi nu avem. Avem, avem. Îi facem un pic Toma mai lungi, făcut. îi facem cu barda, ăștia se cheamă cârnați de copălău. Și cine și o să mănânce cârnați de copălău și borș de copălău și o să vin de copălău? M-au întrebat primar. Cum cine, mă? Toți ăștia care vin. Așa e în lumea întreagă. Se vinde brandul acestei chestiuni. Ne-am înțeles? Ne-am înțeles. Facem așa? Facem așa. Preocupat ca să dau lovitura cu spectacolul, n-am urmărit. Și am dat lovitura cu spectacol. Adică am un coleg care e general de aviație, a adus 5 avioane, a adus 20 de parașutiști, i-a lansat peste câmpul de la Copălău. A, 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 au venit uh, îi mai mari artiști de muzică populară, pentru că eram președintele Comisiei de Cultură, puteam să Irina Login era în Comisia de Cultură. A venit, nu știu, cu drag sau s-a simțit ea obligată față de mine, dar a venit Irina Login pe câmp la Copălău și a cântat. Și nu a cântat un cântec. 24 de mii de oameni. Nu, 24.000 de, de mașini. Deci incredibil. Nici nu știu de unde dracu au venit. 200 și ceva de mii de oameni au fost pe câmp acolo. spune ce vine după, după Teatru Masca. Care e următorul proiect al lui, al lui Mihai Mălai Mare? El a început pentru că știam că, mă, că ne retragem și eu și Anca luasem hotărârea de acum 2 sau 3 ani. Eu am zis, Anca, hai să mai rezisti, să mai reziști puțin ca manager, să vedem, poate că lucrurile se îndreaptă, poate că era evident că nu, nu mai avem un dialog cu trupa. Și uh, am pornit acum doi ani un proiect personal care se numește Moștenirea Am, am descoperit într-o seară că sunt un om. Extrem de bogat, nu bogat, extrem de bogat, pentru că am avut șansa să mă întâlnesc, așa se numește cartea, șansa chiar, să mă întâlnesc, tată, să vorbesc cum vorbesc cu tine, cu cei mai mari oameni de teatru ai secolului 20. M-am întâlnit cu Fialca, cu Marsou, cu jean Libaro, cu Lecoq, cu Șaina, cu Peter Schumann, la Breda în Papăți uh, uh, și atunci am zis că uh, întreaga mea carieră, întreaga mea evoluție teatrală, li s-a datorat acestor oameni. Așa cum în teatru am um, beligan, cotescu, uh, ca să vorbesc doar de, de, de Marcela Rusu. Uh, eh, această greutate a, uh, am zis, trebuie cumva să mă despovărez, trebuie cumva să o transmit cuiva. Și cum ca profesor uh, sunt un eșec perfect în sensul că sunt un foarte bun dascăl. Dar n-am avut șansa unui cirac care să se uite în ochii mei și să vrea să, să fure tot. Și atunci am zis, doamne, mă duc, mă duc și fac un proiect prin facultăți, poate cine știe, mă duc fără speranță. Și M-am dus la Gilda Lazar, Gilda Lazar imediat m-a sponsorizat cu proiectul ăsta și am, am făcut opt workshopuri în opt facultăți din România, șapte în România și unul la Chișinău. <coughs> am predat statuia vivantă, am făcut opt spectacole de 10 minute de grup de statuie vivantă pe care le-am prezentat la, la Sibiu, la festivalul lui Chiriac. A fost cutremurător de frumos. Iar acum, din cauza reușitei, Gilda m-a întrebat, nu mergi mai departe, exact cum întreb tu, unde te duci? Și am Șans. zis, Gilda merg, dar aș merge pe ideea de paradă stradală. Și gilda a zis, ok, și voi face o, o paradă stradală, așa cum cred eu că trebuie făcută, în trei facultăți, cu care vom fi prezenți la, la festival în iunie la Chiriac. Cum putem salva teatrul metropolitan? Știu că ați avut un proiect la un moment dat legat de asta. Două, trei idei care ar, care ar readuce teatrele metropolitane pe, pe linia de plutire. Totuși, o criză prin care trec în ultimie. În primul rând, teatrul metropolitan trebuie, trebuie stipulat ca, ca existență. Trebuie să se decidă că teatrul bucureștean capătă această denumire de Teatru Metropolitan. Ar trebui să aibă o revistă proprie, ar trebui să aibă un festival propriu condus an de an de către un alt director de teatru, ar trebui să, să aibă, o, să iau o decizie directorii între ei și să facă un mercurial. o să spui că e libertate, da, da, să fim serioși cu libertatea, să facă un mercurial pentru că unii plătesc mitocănește și alții n-au din ce să bea apă. Nu-i normal. Ar trebui să interzică actorilor de la teatru de stat să joace în underground, să joace în privat, Vrei să fii actor la Teatrul Bulandra sau la Masca, poftim, atunci n-ai voie să joci în altă parte decât aici. Nu vrei să joci în altă parte? Libertate fraternite, îți dai demisia, ești liber profesionist și joci unde vrei. Între noi fie vorba dacă, dacă aș avea încă 20 de ani acum, aș spune cu, cu glas foarte tare că instituțiile publice de spectacol trebuiesc desfințate. Trebuie să rămână să rămână, să reziste numai cine are potență artistică. Cine nu, nu. Instituțiile publice de spectacol găzduiesc în continuare sumedenie de inși care stau de pomană, care iau salariu de pomană în, în continuare, în virtutea unei legi care este comunistă. Adică, cu cât ești mai bătrân, cu atât ajungi mai repede la categoria 1, cu atât poți să iei suma cea mai mare de bani. E nedrept față de un tânăr care trebuie să joace Hamlet și căruia îi se cer niște, niște mijloace de expresie, niște, cum să spun eu, fluxuri energetice fabuloase. Deci, cred că o reformă în, în teatrul metropolitan ar începe întâi de toate prin a, re, a ne reîntoarce la profilul fiecărui teatru. Ești teatru de comedie, faci comedie. Ești teatru național, joci dramaturgia națională. Ești teatru bulandra, joci dramaturgia uh, uh, internațională și așa mai departe. Ești teatru notara, uh, pui bulevardiere, că nu e rușinos să pui, să pui uh, comedii bulevardiere. Acum văd că toată lumea joacă în dragi ce? Comedie bulevardieră. To toți actorii anunță pe TikTok și pe toate jmecheriile astea, sunt fericiți, sunt tulburați cât de bine joacă, ce minuni, ce ce, ce săriful au și așa mai departe. Toți joacă la amploa. Toți își joacă propriul personaj. S-a terminat. Nu mai există un regizor care să gândească pentru actorii lui. Nu mai există un, 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 un mentor un, un ins care să tragă căruța mai departe. Din cauza asta, actorii instituțiilor publice de spectacol nu simt niciun fel de sentiment față de propriul lor teatru. Pe vremea mea nu exista să mă gândesc nu să o fac. Să mă gândesc să mă duc să joc în alt teatru. Mi s-ar fi părut o trădare inacceptabilă. Pentru mine, păi, alții au mai jucat din câte, din câte mai știu, dar eu n-aș fi putut să fac așa ceva. Ce simțiți când vedeți succesul enorm internațional pe care îl are Mihai Molai Mare Junior? Premiile pe care le ia mai cu seamă în America, a lucrat cu Francis Ford Coppola, cu mari regizori. Cum simte tatăl Mihai Molai Mare când vede că fiul lui are un succes Tome, internațional? dar să, să știi, că, nu numai el. Toți copiii mei sunt formidabili. Uh, uh, bine, Mihai, Mihai, este, este, poate, în momentul de față, este categoric cel mai greu dintre ei, dar uh, Nică, Nică e violonist, e doctor în, e doctor în muzică, predă în, uh, la, la Chicago. Uh, Ștefan uh, a făcut chineză, Uh, și este aici și este un traducător fabulos de limbă engleză. Iar Katinka a terminat, a terminat uh, belearte la, la, Londra și este, este căutată, are, are contracte peste tot. Eu sunt doar vârful uh, icebergului. Aia ce imperiu mai mare e de desubt, este imens. Dar trebuie să spun un lucru Uf fabulos. Cineva la teatru îmi zice, am, am căutat ce GBT-ul ăsta și l-am întrebat ce e cu statuile vivante. Și zic, s-a zis ceva de, de mălai mare? nu mi-a zis nimic. Zic, atunci ea întreabă cine e mălai mare? Și butonează el acolo și stăm, stăm vreo, 10 minute, cred, și odată face, bing! A venit răspunsul și pe, pe ecran scria ce GBT următorul lucru. Mihai Mălaimane este un celebru director de imagine care a lucrat cu Coppola și trăiește la Los Angeles. Upi! Fiul l-a ce Cea ul este... Ia ultima informație. Nu, nu întrebăm cea a GBT-ul, ce te întrebăm direct. Uh, care e valoarea fundamentală? La ce ține în viață cel mai mult Mihai Mălaimane? Senior. Uh, îți spun că... Uh, la familie. Uh, și uh, trebuie să recunosc că, uh, că nu o merit. Am. Uh, până, până de curând, până când m-am sastisit, am pus teatru pe locul întâi în preocupările mele. Și nu e, nu e firesc nu e firesc. Iar ei au, au stat și m-au așteptat și au răbdat și au înghițit. A, am făcut politică. A, eu nu știu, eu făceam așa politică. Eram de luni la Parlament, făceam teatru numai după amiază. Iar vineri seară plecam la Botoșani cu tren și mă întorceam luni dimineață când o luam de la capăt. Opt ani. Eu nu mi-am văzut copiii crescând. A, Soția mea mă mai, mă mai înțeapă uneori și simt o, o, o imensă tristețe în, în ce spune ea. Uh, N-am fost niciun uh, soț model și niciun tată foarte bun. Dacă o să-mi ajute Dumnezeu să, să nu predau pensia prea repede și să le-o mănânc destui ani... Uh, Sper să mă revanșez, dacă o putea, pentru că, știi cum e, într-un fel, ești și rezonezi la, la 40, la 50 de ani, în alt fel la 70 ceva de ani. Dar nu cred cu tărie că nu există nimic mai sfânt, nici chiar credința în Dumnezeu, decât familia. Hai la mare, mulțumesc mult pentru această discuție și în final aș vrea să vă rog să adresați un gând, o urare, un îndemn celor care urmăresc podcastul meu Avangarda cu Ionuț Vulpescu. Uitați-vă pentru că uh, are abilitatea de a stârni în partenerul de discuție uh, curajul de a spune lucruri pe care minter le ar ține închise. Mulțumesc mult. Cu drag.